Polițiștii locali au desfășurat o serie de acțiuni în baza planurilor de acțiune stabilite la nivelul instituției. Prima dintre acțiuni a fost desfășurată de către polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor, împreună cu cei din cadrul compartimentului Intervenție Rapidă, pe strada Iancu Văcărescu, în fața pieței Iosefin, precum și pe bulevardul Regele Carol I. Scopul a fost combaterea fenomenului consumului de băuturi alcoolice, precum și identificarea persoanelor despre care există suspiciunea comercializării de produse accizabile, dar și de telefon mobile vechi și uzate, posibil provenite din furturi. Un alt aspect al acțiunii a fost acela de a diminua comportamentul antisocial provocat de aceste persoane care agasau cetățeni aflați în zonă pentru a se aproviziona din piața agroalimentară. Au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, două dintre acestea unor persoane care dețineau în vederea comercializării produse din tutun fără timbre, o alta pentru comerț de produse fără autorizație din categoria celor uzate și una unui bărbat care a adresat expresii jignitoare. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării telefoanelor vechi uzate, cuțite, tibriceag, ceasuri, căști audio și mai multe pachete de țigări. Polițiștii din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au desfășurat o acțiune pe mijloacele de transport în comun, precum și pe malurile canalului Bega. Scopul acțiunii a fost identificarea persoanelor care nu respectă normele de conviețuire socială în mijloacele de transport în comun, mai exact cei care ascultă muzică la intensitate mare, distrug echipamentele, au un comportament agresiv față de călători și angajații STPT ori consumă băuturi alcoolice în stații și în mijloace de transport. Au fost aplicate patru sancțiuni pentru consum de alcool, aruncare de resturi, iar o persoană care apela la mila publică a fost preluată pentru a fi predată serviciilor sociale.